Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. De data aceasta pentru tine și pentru partenerul tău. Să vedem uh, imediat ce, uh, ce aleg cărțile să vă spună pentru această zi minunată. Ce se va mai întâmpla cu voi. Încotro se îndreaptă... Pe, uh, Relația voastră, ce mai simte persoana de lângă tine sau persoana din mintea ta, sau care ar putea să fie departe de tine, ce mai gândește această persoană în legătură cu tine, în legătură cu acest parteneriat dintre voi doi. Uh, da. Iată, dragii mei, că prima carte în etalare uh, este Împărăteasa. Această carte revelă foarte mult seducție din partea ta către persoana ta. Această persoană a ta văd că nu, nu mai este lângă tine în aceste momente. Este posibil să fie chiar foarte departe de tine, dar îți simte lipsa enorm de mult. Nu te poate uita. De ce? Pentru că ai sedus această persoană, ai uh, uimit-o de fiecare dată cu caracterul tău, cu ambiția ta, cu frumusețea ta, cu uh, încântarea la care l-ai adus sau ai adus, ai adus-o pe această persoană. Uh, ai o uh, o atra uh, cum să zic? Uh, exerciți o atracție deosebită pentru această persoană în acest moment, cu atât mai mult cu cât este departe de tine. Văd că această persoană a ta uh, a ales să plece de lângă tine, uh, fie se întâmplă așa, fie este ținută departe de tine de un job. Uh, uh, acest job reprezintă un sacrificiu pentru el în aceste momente, dar trebuie să facă acest sacrificiu pentru mai binele lui. Uh, fie este departe de tine pentru că uh, sunteți într-o relație de, tri de trio, poate unii dintre voi, și așa mai departe. Uh, poate că este căsătorit sau căsătorită și atunci este ținut uh, sau țintuit lângă so soțul sau soția sa, cel puțin uh, încă o vreme. Da, văd că această carte uh, anunță uh, pentru unele dintre voi, doamnelor și domnișoarelor, o graviditate, să știți. Nu vă speriați de acest aspect. Uh, probabil că este și ceva uh, ceea ce unele dintre voi își doresc foarte mult și anume să devină mame. Uh, iată, această fată, această femeie este însărcinată și sarcina ei este un întreg univers. Uh, Exact așa cum ea va naște în curând un întreg univers pentru ea, adică un copil care va reprezenta întregul univers pentru el, pentru ea, pentru amândoi, poate. Exact așa se întâmplă și cu tine, dragul meu sau draga mea, de fapt, că ție mă adresez, doamnă sau domnișoară, care te uite la acest videoclip vei naște un suflet nou care va fi întreaga lume pentru tine. Va reprezenta întreaga lume cu atât mai mult cu cât reprezintă copilul pe care l-ai făcut cu persoana pe care o iubești cel mai mult pe lume. Da, o carte pozitivă, dragii mei. Wow! Da. Și mai departe avem șaptele de pentacule. Iată că această carte reprezintă faptul că că în momentul prezent voi doi sunteți într-o pauză, într-o pauză pe care ați luat-o unul de la celălalt. Văd că fiecare dintre voi sau cel puțin tu, cel sau cea care te uiți la acest videoclip, ai sădit acolo niște semințe în cealaltă persoană, în sufletul celeilalte persoane, în mintea ei poate, poate că i-ai spus ceva până nu de mult, poate că i-ai vorbit despre sentimentele tale sau poate că ea ți-a vorbit despre sentimentele ei sau ale lui și iată că există niște semințe acolo în sufletul vostru care vor rodi și vor, vor rodi foarte frumos și foarte curând. Asta și așteaptă persoana voastră, ca acele semințe să dea rod acele semințe să uh, crească, uh, să devină niște uh, să devină niște sentimente adevărate pe care voi să le simțiți față de această persoană, exact așa cum ea le simte pentru, pentru dumneavoastră. Uh, asta așteaptă această persoană de la voi să i răspundeți cu aceeași monedă, adică, uh, poate că pentru unii dintre voi uh, această persoană uh, și-a manifestat. Uh, la un moment dat, grija față de voi și-a manifestat toate aceste sentimente pozitive de a veni spre voi, și dumneavoastră n-ați știut ce să îi răspundeți, sau poate că nu i-ați răspuns încă la acestor sentimente. Iată că această persoană așteaptă acest răspuns din partea dumneavoastră, dragele mele sau dragii mei. Da, și următoarea carte, iată, este acest nouă de spade. Este clar că această carte vorbește despre o perioadă de restriște pentru tine, te simți abătută sau abătut, te simți trist, tristă, ai gânduri, îți faci tot felul de gânduri. De ce? Pentru că această persoană nu este lângă tine, este acolo departe undeva și nu știi ce face această persoană, nu știi cum să te mai gândești la el sau la ea. Ți-a lăsat un mare gol în suflet, Uh, și tu nu știi în aceste momente că această persoană îți simte lipsa enorm de mult, exact așa cum tu îi simți lipsa. Uh, ai vrea să afli mai mult despre el sau despre ea, uh, dar nu se poate în acest moment, văd că comunicarea este blocată între voi cu acest nouă de spade. Uh, dar uh, nu dezarmați, dragii mei, pentru că foarte curând lucrurile se vor schimba și între voi. Da. Uh, Iată aceste păsări, fie ei și, și niște corbi care sunt deasupra acestei persoane. Corbi, să știe, nu sunt, niște, nu sunt niște păsări care prevestesc binele. Dar iată și un porumbel. Avem și un porumbel aici. Este clar că în sufletul acestei persoane este ca și cum s-ar da o luptă între bine și rău în aceste momente. Această persoană um, vrea ca dumneavoastră să vă decideți și vrea să uh, îl chemați, să găsiți o, o, o oportunitate de a deschide ușa către el sau către ea și să-i trimiteți un mesaj. Asta vrea. Vreau o deschidere din partea dumneavoastră. Um, da. Acest porumbel uh, mă trimite la faptul că este posibil ca, uh, este posibil și uh, ca această persoană să vă trimită primul sau prima uh, un mesaj în perioada care urmează, în următoarele două săptămâni, așa zic eu. Da, uh, niște cărți foarte interesante și să vedem mai departe o lămurire cât se poate a acestor cărți. Iată, au căzut aici două cărți lămuritoare, o să le iau pe rând. Prima carte este șasele de pentagrame, dragii mei. Această carte, alături de împărăteasa, această carte îmi vorbește despre echilibru, despre faptul că dumneavoastră vă doriți acest echilibru în viața voastră, că v-ați saturat să așteptați, că... Um, Uneori să o cotiți că nu este bine să mai așteptați că ar trebui să faceți ceva în privința lucrurilor pe care vi le doriți în viața voastră și așa mai departe. S-ar putea să aveți dreptate, în mod clar aveți dreptate, se mai poate și ca această persoană să fi plecat din viața voastră dacă este bărbat. Iar dumneavoastră dacă sunteți femei sau da, dacă sunteți femeie, să fi în, să, să rămas însărcinate. Este posibil și acest lucru. Uh, și văd că este posibil de, de asemenea ca această persoană voastră, având în vedere că vă simte lipsa enorm de mult, să facă ceva în perioada care urmează, următoarele două săptămâni, maxim o lună, uh, va face un pas către voi, va, uh, va găsi modalitatea prin care să vină în prezența voastră. Și atunci, dumneavoastră, îi veți divulga secretul în legătură, cu, în legătură cu sarcina dumneavoastră și mai ales decizia pe care o aveți de luat în legătură cu aceasta. Pentru că vreți să-i spuneți acest lucru și vreți să uh, luați o decizie dacă, dacă mai poate fi posibil acest lucru, dacă nu este prea târziu, uh, în, legă, în legătură cu această sarcină pe care o aveți. Oricum ar fi, să știți că acest copil care se va naște, cel mai probabil, o să aducă echilibrul despre care se vorbește în această carte, o să aducă echilibru în viața dumneavoastră. O să vină să armonizeze energiile dintre dumneavoastră și dintre și această persoană voastră. Următoarea carte, dragii mei, iată, este Împăratul alături de șapte de pentacule. Iată că o persoană cu autoritate are glas în viața voastră, este posibil să fie o persoană mai în vârstă decât voi și să aibă autoritate asupra vieții voastre. Poate că nu vă doriți acest lucru, sau poate că nu vă place, dar așa se întâmplă și se pare că această persoană intervine fără, fără doar și poate în existența voastră și va avea un cuvânt de spus. Nu spun că va avea cuvântul cel mai, cel mai puternic și cel mai decisiv, dar va avea un cuvânt de spus. De asemenea, pentru unii dintre voi văd că uh, dumneavoastră vă manifestați în aceste uh, zile uh, ca un adevărat împărat sau ca o adevărată împărăteasă în viața voastră și vă luați viețile în mâini și spuneți, da, domnule, pe aici nimeni nu mai poate trece pentru că eu știu ce să fac cu viața mea de acum înainte. Sunt stăpână peste, sau stăpân peste viața mea și uh, știu ce este mai bine pentru mine. Știu ce decizii să iau, știu ce să aleg. Pentru mine sunt uh, în deplină cunoștință de cauză. Și următoarea carte, dragii mei, iată, este acest uh, Cavaler de Cupe, alături de nouăle de uh, spade. Iată că ți-ai făcut atâtea griji uh, în perioada care a trecut, dragul meu sau draga mea, uh, Probabil din cauza lipsei persoanei tale de lângă tine, dar iată că această persoană vine în sfârșit la tine, își, își găsește o portiță prin care să pășească spre tine și uh, va fi, este foarte fericit că te găsește, uh, indiferent cum ar fi să te găsească, mai ales așteptându-l uh, sau așteptându-o. Uh, această persoană este plină de sentimente nobile, sentimente de dragoste, de uh, prețuire față de tine, și își dorește să uh, să te facă să accepte aceste, aceste sentimente din partea sa. În mod clar că le vei accepta, pentru că asta și aștepți, dragul meu sau draga mea. Și să vedem mai departe o carte din Oracol. Iată că acest mesaj a venit pentru tine, este vorba de reconciliere, cineva din trecutul tău se întoarce acum în viața ta. Da, exact ce spuneam mai devreme, da? Cineva trebuie să se întoarcă aici, fie că e din trecutul tău, fie că e din prezentul tău, se întoarce în viața ta și creează acel echilibru de care vorbeau și cărțile mai devreme. Aduce pacea în sufletul tău, aduce liniștea, exact ceea ce trebuie să trăiți împreună. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!